Ursulețul Marmi de Mircea și Jana Grecu. A fost odată un ursuleț pe care îl chema Marmi. Vă veți întreba de ce îl chema astfel? Pentru că ursulețului îi plăceau foarte mult tot felul de dulciuri. Bomboane, biscuiți, halva, caramele, ciocolate, bezele, înghețată, acadele și, desigur, miere. Dar mai mult decât orice pe lume, prefera marmelada. Dați-mi, vă rog, Marmi, cerea ursulețul. Iată de ce l-au numit Marmi. Dragul meu fecioraș, nu este bine să mănânci atâtea dulciuri, îi spunea mama, dar Marmi nu o asculta. Odată, după ce ursulețul a mâncat o cutie întreagă de batoane de ciocolată, o jumătate de kilogram de bezele și 3 porții de înghețată, a început să-l doară burtica. Bietul de el s-a făcut atât de rău încât mama a fost nevoită să cheme doctorul. Înțeleaptă girafă, căci ea era medicul cel mai perceput, l-a examinat pe bolnav și l-a povățuit. Dragul meu, trebuie să ai simțul măsurii. Apoi i-a prezis ursulesului cărbune activat și ceai de mușețel. Ce este simțul măsurii? Întrebă Marmi. Dar girafa nu-l mai auzi, era deja departe. Ea se grăbea să-i ajute pe alți mici bolnavi. Când ursulețul s-a însănătoșit, a hotărât neapărat să afle ce este simțul măsurii. Fără a sta mult pe gânduri, s-a pornit la drum. În scurt timp, i-a ieșit în cale Vântilă. Stimate Vântilă, n-ai putea să-mi spui de ce simțul, ce este simțul măsurii? L-a întrebat Marmi. Cum să nu? Acu și-ți arăt, i-a răspuns Vintilă și a suflat din toate puterile. Vai, ce prăpăt s-a pornit! Copacii au început să se clatine și să trosnească. Spre cer se ridicau vârtejuri de praf și de gunoiște. Ursulețul abia se ținea pe picioare. Dacă n-aș avea simțul măsurii, a zis Vintilă, m-aș transforma într-un uragan și aș mătura totul din calea mea. Mulțumesc, stimate Vintilă, dar te rog, nu faci asta, a șoptit speriat Marmi și s-a pornit mai departe. A mers ursulețul cât a mers până a ajuns la țărmul mării. Valurile învolburate se șușoteau tainic cu malurile nisipoase. Marea scăpără strălucind sub razele soarelui, asemuindu-se cu pielea unui animal uriaș, dar foarte blând. Stimate valule, n-ai putea să-mi spui ce este simțul măsurii? Întrebă Marmi, care se opri chiar pe malul mării. Bineînțeles, acuș îți voi arăta și ție, i-a răspuns valul. Și brusc se avântă până la cer, apoi se prăbuși cu putere peste stânca sprijinită de țărm. Unul mai puternic decât celălalt, valurile se izbeau zgomotos de mal, doborând în calea lor case, copaci, totul. Ursulețul s-a speriat de binele.
Iată, dacă nu aș avea simțul măsurii, m-aș transforma într-un tsunami și aș inunda totul în jur. Păduri, câmpii și orașe. A răsuflat ostenit valul. Mulțumesc, stimate valule, dar te rog să nu-mi faci asta. L-a implorat Marmi și s-a pornit iar la drum. Obosit, ursulețul a hotărât să se odihnească și făcu popas la o margine de pădure, la umbra unui arțar bătrân. Așezat pe iarbă, ridică privirea spre cer. Printre frunze se strecurau razele gingașe ale soarelui de primăvară. Iată cine mă va ajuta să înțeleg, s-a gândit Marmi. Stimate soare, întâmplător, nu știi ce este simțul măsurii? A întrebat ursulețul Marmi. Desigur că știu, ia privește! Într-o clipită aerul deveni atât de arzător, încât ursulețul îi era greu să respire. I se părea că se află în fața unui cuptor încins. În același moment, un copăcel mic de vișin, care creștea în preajmă, a luat foc și ardea cuprins de flăcări orbitoare. Marmi a alergat cât îl țineau picioarele la un râuleț din apropiere să ia apă. Cu mare greutate, dar a izbutit să stingă focul și să salveze copăcelul de vișin. Asta e! Dacă nu aș avea simțul măsurii, a spus soarele, pe toate le-aș transforma în scrum. Îți mulțumesc, stimate soare, dar te rog să nu faci asta. Acum cred că am înțeles ce înseamnă a avea simțul măsurii, s-a bucurat Marmi. Fericit, ursulețul o la fugă spre casă, unde l-aștepta mama. Dar deodată auzi glasul cuiva. Marmi, îți mulțumesc că m-ai salvat! Ursulețul și-a întors privirea și, mare minune, în fața lui stătea copăcelul de vișin împodobit ca un pom de Crăciun. Numai că în loc de vișine avea agățate de crengi tot felul de dulciuri din cele mai delicioase: caramele, ciocolate, marmelade, bezele, chiar și vată de zahăr. Ursulețului îi scăpărau ochii, uitându-se la toate dulciurile. Haide, servește-te, Marmi! Îl pofti cu amabilitate vișinul. Toate sunt pentru tine, dar să vezi și să nu crezi. Marmi s-a apropiat hotărât de copăcel și a luat o singură marmeladă, doar una. Mulțumesc, copăcelule, dar trebuie să am simțul măsurii, i-a spus ursulețul. Mai bine haide să organizăm o sărbătoare și să le servim tuturor păsărilor și animalelor aceste dulciuri. Zis și făcut. De mult nu mai fusese o asemenea veselie în pădure. Ursulețul își lua rămas bun de la vețuitoarele pădurii și mersese împăcat spre casă. La portiță l-a întâlnit mama ursoaică. Ea ducea tocmai două căldări pline cu apă. Mamă, a exclamat ursulețul, știi că nu se poate să ridici asemenea greutăți. Trebuie să ai simțul măsurii. El a luat din mâna mamei o căldare și astfel a ajutat-o să ducă apa acasă. Dragul meu fecioraș, ce bine că ai găsit simțul măsurii, a spus ursoaica și l-a îmbrățișat pe Marmi. Dar voi, copii, aveți simțul măsurii?
Mi-ar plăcea mult să aud de la voi dacă ați înțeles ce înseamnă simțul măsurii. Ați ascultat povestea Ursulețul Marmi. Pe curând!